Deșteptarea. Mergem puțin până în China să vedem ce se mai întâmplă pe acolo. Chinezii sunt foarte îngrijorați de faptul că minorii din China se joacă foarte mult pe calculator. Și autoritățile chineze au redus durata de timp pe care copiii o pot petrece jucându-se online la o oră de joc vineri. Da? Deci vinerea doar o singură oră. În zilele de weekend și de sărbători, la fel, adică în total 3 ore pe săptămână au voie minorii din China să deschidă calculatoarele să se joace. Poate vă întrebați cum fac lucrul acesta? Da, cum fac? Ei bine, China e aici mai deșteaptă, dar și mai autoritară decât restul statelor, cel puțin europene. Controlul se face invers, nu de acasă. Ca să poți să te joci pe o rețea de asta online de jocuri din China, cum știți că fac și ei noștri, să joacă live între ei, nu neapărat cu jocurile lor din computer, trebuie să te înscrii în rețeaua respectivă cu un act de identitate. Aha. Adică un certificat de naștere sau, mă rog, dacă sunt mai mari și au buletin, cine știe cum fi procedura acolo, sau să te înscrie părinții. După ce te-ai înscris, compania care oferă, care furnizează jocurile respective, este obligată să-ți controleze programul pe contul tău. Adică nu mai e la alegere. Te-ai înscris tu pe, nu știu, rețeaua de la PlayStation sau de la Xbox și stai acolo cu orele. Nu. Compania ți-a pus un contor, te uiți. Când s-a terminat ora, ți s-a terminat programul. La revedere, asta se întâmplă, dar deja nu e venită din senin chestiunea asta. Ei deja interziseseră accesul între orele 10 seara și 8 dimineața. Făcuseră asta chinezii în urmă cu ceva vreme. Dar au constatat că măsura nu este de ajuns, că ea reprezintă, că jocurile astea dau dependență și prezintă pericol pentru copii, și atunci au extins și au zis 3 ore pe zi de la guvern. Dacă era în vacanță, zădeau voie 3 ore pe zi. Dacă nu era în vacanță, o oră și jumătate. Așa era până acum. Acum s-a ajuns la 3 ore pe săptămână și au fost deja publicate reglementările astea, care spun așa, utilizatorii cu vârsta sub 18 ani vor putea juca jocuri online doar în intervalul 20-21, fii atent câte... Da. Și la interval orar. Și acum te obligă, deci între ora 8 și ora 9 seara. Și doar... Și sigur că rămâne... De 3 ori pe săptămână. Rămân jocurile de acasă, ce are fiecare, unde controlul îl face familia, dar semnalul pe care statul l-a dat este... realmente important. Sigur că el presupune o serie de dezbatere, adică... E o măsură bună privită dintr-un anumit punct de vedere, pe de altă parte controlul ăsta strict... Știi cum e? Fiecare e dator să facă pentru el și pentru viața lui. Ăsta e principiul nostru de viață. Într-o bună zi, cineva ar putea să spună, băi, nu cumva ascultați cam multă muzică, adică, da, nu știu, dau și un exemplu, da, extrem. Adică e de discutat dacă e etic să intervii în chestiunea asta. Într-adevăr, creează dependențe. Și tot chinezii vor să elimine, pe de altă parte, probele scrise la examenele pe care le susțin elevii, au ajuns la concluzia că stresează prea mult elevul. E, da, sigur. Dar vedem care a fost cu adevărat motivul. Au interzis și meditațiile, au o întreagă campanie de refacere a copilăriei. În China, meditațiile erau una dintre cele mai mari industrii cu putință, adică meditații private, vreau să spun că erau afișe în oraș. Meditații, cu... când zici meditații, te referi la meditațiile copiilor, nu la meditația aia cu închis ochii și faci... Meditațiile copiilor, da. Așa. La meditațiile școlare. Okay. Erau afișe în oraș cu reclame cu profesorii meditatori, adică niște erau atât de cunoscuți și de celebri. Ia uște tare. Încât te înscrie acolo și obțineai niște rezultate școlare. Și acum s-a modificat sistemul, nu s-a închis de tot, dar pentru anumite categorii și grupe de vârstă s-a renunțat la genul ăsta de sistem concurențial privat și au introdus și acolo o reformă. E o remodelare a copilăriei. La noi sunt reclame pentru videochat. Nu știu dacă le-ai observat. Da. Nu e, deci ce fie... preferi? Asta sau un profesor emerit, meditator? Da, știi cât, știi cartea... la cine mă gândesc acum? Da, da, da. Cartea n-a scos pe nimeni din sărăcie. Pe când, din câte am văzut eu... Videocetul ăsta
te aduce și la televizor în ultima vreme, adică ești un fel de vedetă, așa, adică, da. Uite cum am început să dăm exemplu China, o fi bine. Păi, nu e bine. China are o grămadă de lucruri care nu pot fi admirate de lumea modernă, dar trebuie să remarci altă chestiune, că au identificat problemele în mod corect. Adică atunci când au spus, băi, e o mare problemă cu copiii noștri, pentru că suferă de dependență cu mijloacele astea tehnice, ok, nu faceți ce trebuie acasă, facem noi. Problema este identificată corect, soluțiile sunt discutabile, nu? Deșteptarea